Unde o parcare cu 3 de locuri. Ei, salutare, guys. Cum știți și sunt imprevizibil, facem și un trip la Sinaia. O plimbare neașteptată și m-am gândit să vă fac chestia asta, să filmez, să vă arăt și vouă cum e pe aici și să vă arăt frumusețile astea pe aici, care, ce și cum. A fost un drum relativ ușor până acum și sper că și la întoarcere va fi la fel. Așa că keep watching. Cât de ciudat vi s-ar părea, e prima dată pentru mine aici la Peleș și în Sinaia. Și am rămas șocat, băi fraților, mai mulți străini decât români. Deci, think about it. Acum mergem să vizităm Peleșul, să vedem ce și cum. Vine o mașină în spate. Revenim cu detalii. Gata și cu vizitatul Peleșului, ne-am oprit la un restaurant, că ne-a luat și pe noi foamea, dar nu suntem roboți. Și am ajuns la un restaurant numit Cuțitul de Argint. Meniul este unul complex, interesant, n-am văzut până acum, e și 59 de lei. Din mai multe feluri de mâncare, câte un pic din toate așa. Și să vedem cum va fi. Revin cu detalii. Da. Deci, am mâncat, a fost ok. Am terminat de mâncat la Cuțitul de Argint. Bă, mâncarea a fost multă, bună. Staff-ul a fost ok.
mâncarea chiar foarte bună a fost, ești foarte, foarte bună a fost mâncarea. V-am zis, stafful s-a mișcat destul de repede, nu a întârziat, bine, a fost și puține persoane. Și per total, mâncare, preț, tot, merită 4 stele. Acum să mergem spre cota 2000, dacă nu vine ploaia. Și am ajuns și la telegondola sus, să vedem dacă e deschis acum. Dacă nu, hai, ne întoarcem cum am venit. Mai face și de-astea. Ce să-i faci? Aia e viața. Urcăm ca să coborăm. Zic. Și am urcat și în telegondolă. Ouleu, cum se aude? Urcăm la cota 1400. Apoi luăm alt șir de stat, telegondolă. Și urcăm la 2000. Cât mai sus? Tot mai sus. Face ca toate alea. Și ne-am urcat în telegondola numărul 2. Urcăm tot mai sus. Da, după cum vedeți. Uitați. Tot mai sus. Tot mai sus. Uleu, stai așa, Google, stai jos. Google, stai jos că te prăbușești. Uitați ce mișto e. Sus aici, la cota 2000, după cum vedeți, am venit pe ploaie. Deci cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Am să tragem noi 2-3 cadre, să facem ceva frumos aici, să ne distrăm, să vedem platoul de sus, tot, dar nu se poate. Face cale întoarsă, la 1400, poate acolo mai bun. De fapt, acolo nu ploua. Like shit. Hey. Și am ajuns la cazare, de fapt ieri. Am rămas fără baterie la dânsa, care mă vedeți. Și hai să vă prezint așa, pe punctul de plecare. Cazare aici, ia să vedeți. Se numește Casa Sergiu. Și intrarea se face prin spate, că ne-a închis acolo ușa, că vine ursul prin poieniță pe acolo. Unde leagă în acela este o poartă. Și vine ursul seara. Așa că hai să vă arăt și camera unde am stat. Intrarea se face prin bucătărie pe aici. O vedeți întunecat. Și așa, urcăm. Hai să vă arăt cum urcăm aici. Niște scări. Aici avem o mică terasă. Baia care este la comun. Dușuleț. WC, adică WC nu costică. Hei! Ia sunt aici. Chiuveta. Închidem lumina. Ba.
piesa de rezidență unde am stat. Avem pe partea aia. Dreaptă cum intrăm, un șifonier, cam cât de înălțimea mea, un pic mai mic, o noptieră, un covoraj de ăsta a la Sinaia frumos, patul dublu, țin să spun că pernele au fost super moi, nu a fost ok. Avem aici două scaune, doi tamburete din aceștia, măsuță, televizor, altă noptieră, tablou e, și balcon. Super mișto aici. Așa că v-am prezentat, așa că plecăm. Pa, pa, tablou. Pa, pa, pat. Să-mi iau cursa. Pa, pa. La toți. Și ca o încheiere aici? Gata. Mergem spre casă. Ne-am săturat o zi și jumătate. Chiar două de Sinaia. Asta a fost vlog. Nu uitați. Share, like și subscribe. Pa, pa, pa.